Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Sunt aici cu Cătălin, un abonat salutare, al canalului. Salutare, salutare. Da, un abonat al canalului a venit în Germania, adică m-a contactat în privat. Și a venit până în Germania să îți cumpere și el o mașină din Germania, cum ar veni. Mașină de la mama lor, de aici, nu? Am căutat și noi la câteva autohausuri pe aici, am găsit un autohaus care are numai mașini de astea șmechere, frumoase, bune. Cam asta este mașina. Asta este mașina. Super frumoasă și întreținută, cu 150.000 de kilometri. Fă-ți așa un pic. Și cu sirocou, tot ce trebuie. Ia, stai așa. Închide un pic. Sau nu încheie asta? Nu încheie asta? Da, da, trebuie să-ți. Da. Cam asta este mașina. Da, o mașină foarte întreținută, 150.000 de kilometri. Are mașina, ia să vedem, are cheia aici. 152.000, da, 382. O mașină foarte întreținută, cum am zis. Un interior frumos, curat, da, de la autohaus. Asta este un autohaus mai în regulă, că multe sunt, am fost la câteva, multe sunt așa, care le mai repară, le mai nu știu ce. Asta este ok, numai mașini de lux aici. G-Class, Porsche, Range Rover, tot ce trebuie. Scaune electrice, da? Și la pasager, și la șofer. Da. Aici climă cu afișaj electronic. Da, ce să vă arăt? Cam asta este mașina. Sper să vă arăt în mare așa. Că nu avem timp, abia am cumpărat-o acum. Mașina a costat 11.000 de euro. Da, din 2010. Jante pe 17 cu cauciucuri Dunlop. 2021. E dotu. Era undeva pe aici, nu mai văd. Aici. Cu tot 2021, da? Cauciucuri bune, discuri bune. Nu necesită investiții, plăcuțe. Merge, are acolo ceva. Nu știu cum se vede. Așa. Da, are cârlig de remorcare. Nu mai dau în față acum să o vedeți. Cârlig de remorcare, portbagaj electric, da? Să vă mai arăt. Vopseaua arată foarte bine pe ea. Tot ce trebuie și în spate aici. Foarte întreținută. Uitați-vă și voi cât de bine arată. Da? Puțin kilometri. Da, și un preț ok, zic eu. Un preț ok, puțin kilometri. Are carte service cu toate inspecțiile. Da, carte service aici. Toate inspecțiile. Parte service, tot. Asta contează la mașină, să vezi când a fost făcută ultima inspecție, să fii sigur. Ștampile, tot ce trebuie, nu vă mai arăt acum, are rost să mai scot pe aici. Potiere. Da. O mașină chiar întreținută, chiar ne-a plăcut. 140 de cai, parcă 2.0, da? Diesel. Panorama e tare. Panorama. Da, cam asta este mașina, fraților. Așa în mare. Acest autohaus, Kaya Handles. Da. Închisă, să o asigurăm. Noi am făcut taxele, am luat taxele tot, am plătit mașina. Cheile rămân la ei. Da. Cheile rămân la ei până mâine, până venim noi cu numerele de tol. Și după aia gata. O ridicăm, da? Mâine ridicăm mașina. Acum mergem acasă doar cu actele. Da. Și uita ce mașină au pe aici. Da? Porsche Panamera, G-Class. Și ce mai au pe aici ăștia? Nu mai contează. Range Rover, ăsta e X5-ul meu. Au mașini bune, au mașini ca lumea. Chiar sunt bune mașinile. Uitați, și un X5 acolo.
vă interesează, veniți la ei aici. Le fac reclamă gratis. Gata, plecăm acasă și revenim mâine. Vreau să le duc cheile. Mâine se ridică mașina. Gata, fraților, avem numerele de țol, de tranzit, da, mergem să luăm mașina. Să luăm mașina din Autohaus, de la turci. O ducem acasă, în România. Gata, fraților, am ajuns la parcul auto aici. La 150 de km de unde stau eu. Numerele le avem aici de țol, da. Asta este mașina. Ce plouă în Germania. Uite, vezi? Face și reclamă aici. În spate. Asta e mașina, ia uitați aici ce e pelea. E pelea de mașină. Simplă, e cu noroc că plouă. Așa că până în România 2000 de kilometri, Cătălin se duce pușcă pe ea. Mașina nu este o mașină ca lumea. Băi, pe aici vând numai mașini bune. Dacă vă interesează, sunați-mă și venim aici. Gata, vă las. Am făcut și o tură cu bestia. Merge bine, n-am ce zice. Calitate, preț chiar e ok. Să știu cât de bine arată aici lemnul ăsta, adică na, imitația lemnului, cum adică nu e lemn, dar nu are nicio zgârietură, nimic, mașina e chiar întreținută. Da? Încălzirea în scaun, e tot ce trebuie. Noi încercăm să ne conectăm la Bluetooth aici, să vedem dacă putem asculta muzică prin Bluetooth. Dacă funcționează media. Bine, la mânerul ușii, adică calitate, da? Chiar super mașina. Gata, full-ul făcut, 930 de km, așa cu un full. 152.000 de kilometri are mașina. Da, scaunele confortabile, chiar confortabile scaunele. Full electric, da. Spătarul tot, șezutul. Îl lași mai sus, mai jos, îl umfli. Pernuță în spate, tot ce trebuie, da. Gata, cam asta e. Gata, fraților, eu am plecat spre casă, am terminat treaba, am 146 de kilometri de la Oberhausen, în partea asta, Düsseldorf, Duisburg, până la mine în zona Reda, Gütersloh, acolo, 140-150 de kilometri. Cătălin, abonatul, clientul, cum să-i zic, a plecat și eu spre România,
mă bucur că i-am putut găsi o mașină pe placul lui și în ordine, adică o mașină chiar întreținută, după cum ați văzut și voi, am filmat-o și eu așa în mare, dar cred că s-a văzut pe cameră că e o mașină întreținută și o mașină bună, da, cu toate inspecțiile, cu tot ce trebuie scris în carte, cartea service. Eu sunt într-un stau acum și nu știu dacă pot să mă bag și aici, ia să mă bag și așa, să fie așa un pic, da. Și ce să zic, Cătălin nu prea vrea să apară pe vlog, nu prea stă bine el cu camera, nu prea îi plac nici poze, să facă poze, să stea, să filmeze și l-am arătat puțin așa pe cameră. Dacă nu îi place omului, nu pot să îl bag în video obligatoriu, dar mă bucur că e mulțumit, pleacă împăcat spre casă cu o mașină bună și aștept să îmi zică peste 2-3 ani, bă, mașina chiar a fost bună și cu noroc, mi-a purtat noroc, că el a zis că nu prea a avut noroc la mașini. Și am zis, bă, eu de câte ori am luat o mașină, am avut noroc de ea, mi-a mers bine, n-am avut probleme, acum sper să ai noroc prin mine. Așa că și voi, dacă vreți să vă cumpărați o mașină din Germania, eu sunt disponibil să vă ajut, să merg cu voi, am timpul ăsta, pentru că acum pe șomaj stau acasă, na, și mai fac și eu un bacșiș pe lângă, și am timp să merg. Dar când muncesc e greu, când muncești aici în Germania, n-ai timp să te ocupi de așa ceva, e greu, trebuie să te duci, să umbli, să vezi, să cauți în parcuri, auto, la privați, e greu, e mult timp. Foarte mult timp pierd cu asta, așa că acum, fraților, sunt liber și dacă vreți să vă cumpărați mașini din Germania, da, eu vă ajut cu actele, cu numerele de țol, de tranzit și mergem să vedem mașini împreună, căutăm mașini, da? Așa că contactați-mă pe e-mail, da? Scrieți în comentarii și eu vă contactez și mergem să căutăm mașini din Germania pentru voi, da? Așa că ăsta a fost vlogul de astăzi, sper că v-a plăcut. Eu am fost Cristi Panainte, bor și până data viitoare, fraților, eu vă salut și multă baftă tuturor, da? Mult noroc și respect! Pa!